Sunt șanse mari ca impozitele și taxele să crească și în Timișoara. Asta pentru că guvernul Ponta a dat o nouă ordonanță de urgență prin care primăriile care au avut datorii până la 31 decembrie anul trecut sunt nevoite să mărească taxele și impozitele și primăria Timișoara este afectată de această ordonanță. Deși suma datorată era una foarte mică, adică 10 milioane de lei, nu a putut fi achitată din cauza programului redus al angajaților de la stat sau bănci în perioada sărbătorilor de iarnă. Eu rămân același adept al fiscalității reduse, iar în ceea ce privește situația particulară a municipiului Timișoara, cred că n-ar fi corect să fim obligați să majorăm taxele și impozitele în urma ordonanței de ieri a guvernului, dat fiind faptul că, de fapt, noi nu avem datorii pe anul 2012. Este adevărat că, din mână formal, având în vedere că la final de an nu se lucrează în condiții normale la nivel de trezorerie, la nivel de bănci, în data de 31 decembrie. Aveam restanțe de plăți de 10,5 milioane de lei, deci o sumă mică, dar la fel de adevărat este că în primele zile din ianuarie am achitat în totalitate acele datorii și practic am încheiat anul fără datorii. Mii de timișoreni și-au achitat deja taxele și impozitele, însă dacă acestea vor crește, contribuabilii sunt nevoiți să vină din nou la ghișee. Ordonanța prevede că pe luna ianuarie rămân cuantumurile anterioare, iar de la 1 februarie și până la sfârșitul anului se vor calcula diferențele și va fi neplăcut pentru cei ce au stat la cozi să-și plătească foarte prompt taxele și impozitele, să fie nevoit să mai plătească o dată acea diferență, chiar dacă nu va fi foarte mare, dar va fi o diferență. Primăria Timișoara avea în decembrie 2012 arierate în valoare de 10,5 milioane lei, acestea reprezentând datorii către Colterm 7,5 milioane lei și 3 milioane lei datorii pentru reparații la străzi și alte servicii.